Vreau să vă bine dispun. Bună dimineața, prieteni. Acum merg la sală, este mai mult după amiază și aproape seară chiar, când încep vlogul de azi. Din păcate nu o să mai pot filma la sală, pentru că data trecută când am fost mi s-a spus că nu mai am voie să filmez la sală, cu toate că eu întrebasem la început când am mers la sală și mi-am făcut abonament: nu vă supărați, aș putea să filmez în sală? Și răspunsul a fost pozitiv. Cu toate astea, data trecută când am fost la sală mi s-a spus că nu mai am voie. Nu înțeleg de ce, dar asta este, ne conformăm și nu mai filmăm la sală. Poate puteți să îmi dați un follow pe Instagram și acolo probabil o să mai pun Insta Stories și de la sală. Tot ce voi mai face în decursul zilelor. Nu știu exact care să fie programul pe astăzi. Probabil nu o să am prea multe de arătat, pentru că am avut foarte mult de lucrat la câteva proiecte și o să le vedeți și voi foarte curând. Haideți, prieteni. Gata și cu sala, prieteni. Astăzi nu știu ce am avut, am fost foarte, foarte leșinat așa la sală. Uitați câtă apă am băut. Este până la eticheta aici sus. Foarte puțină apă am băut și m-am simțit atât de rău. Și am făcut foarte greu exerciții, nu știu ce. M-am simțit foarte, foarte, foarte rău și nu, chiar nu înțeleg de ce. Probabil de la oboseală sau cea. Acum merg să mă întâlnesc cu trupa de teatru, pentru că organizăm, după cum am spus și în alte vloguri, organizăm un spectacol care va avea loc la Facultatea de Drept pe 28. Chiar sper să iasă ok, până acum toate spectacolele la care am participat au ieșit extraordinar de bine și am fost super mulțumit de munca pe care am depus-o. Sper ca și de data asta să se întâmple la fel. Apropo, vis-a-vis de acel Mercedes care a apărut în vloguri zilele trecute, a fost luat pentru un test drive și un review care va apărea pe canalul Mașini pe Bune. Vă las un link în descriere dacă sunteți curioși ce a ieșit. Eu sunt extrem de mulțumit de rezultatul final. Apropo, vis-a-vis de conținutul vlogurilor mele, am văzut un comentariu acum câteva zile la un clip, cum că în vlogurile mele, în daily vlogurile mele, ar fi numai chicotel și numai cuvântul mișto la fiecare 5 secunde, ceea ce mi se pare foarte aiurea, pentru că pur și simplu acesta este stilul meu și nu neapărat sunt copilării în vlogurile mele, pe cât încerc oarecum să scot la iveală talentul meu actoricesc și încerc să pun asta în valoare în vlogurile mele, pentru că oarecum asta mă caracterizează, îmi place teatru. De acum o să fac și vloguri în care o să luăm un subiect și o să-l dezbatem, o să vă spun exact care este părerea mea despre acel subiect și o să comunicăm mai mult. Și până la urmă încerc ca în daily vlogurile mele voi să vă simțiți bine, voi să zâmbiți, să râdeți. Până la urmă asta este ceea ce mă interesează. Mi-ar face mare plăcere ca voi să vă destindeți atunci când vă uitați la daily vlogurile mele. Până la urmă, asta este ceea ce contează. De asta fac chestia asta. Vreau să vă bine dispun cu o doză de 5-6 minute de caterincă în ghilimele în fiecare zi. Sper să reușesc chestia asta, deși nu o să am subiecte sau nu o să am daily vloguri atât de amuzante în fiecare zi sau atât de interesante cum au fost clipurile cu mașina, dar cu siguranță clipuri cu mașini vor veni mult mai multe și vor veni și vloguri mult mai interesante. Eu oricum acum lucrez la un clip, lucrez la un scenariu pentru, nu știu dacă ați văzut, este un concurs Next Big Vlogger organizat de Coca-Cola la care vreau să particip și eu. Sper că va ieși un sketch foarte interesant pe care o să-l postez pe canalul ăsta și chiar muncesc din greu la el. Sunt foarte curios ce va ieși. Ce mult îmi place că îmi prind verde la semafor și nu trebuie să aștept.
Deci nu știu cum reușesc, dar marea majoritatea timpului mă îmbrac foarte greu și mă pregătesc foarte greu și de obicei întârzi destul de mult. De exemplu, acum la această adunare cu trupa de teatru deja am întârziat 34 de minute. Nu mai am mult, maxim 2 minute cred că mai fac până acolo, dar oricum. Sper să vă impresioneze, deși o să vă sperie mai mult. Sper că o să vă sperie bine. Haideți, intrați, studentele de anul 2. Hei, prieteni, poate vă întrebați de ce este deja lumina afară când închei acest vlog. Ei bine, am uitat să-l închei aseară, așa că o să fac încheierea astăzi. Dar înainte să fac asta, vreau să vă spun o chestie legată de tot ce ați văzut în vlogurile anterioare despre acel Mercedes GLE. Am început un proiect alături de Pricope Bogdan, aveți canalul lui în descriere, de care suntem foarte încântați și sperăm să ne descurcăm tot mai bine. Aveți linkul canalului în descriere, unde am făcut un review acestui Mercedes GLE și o să urmeze și alte mașini pe acel canal. Deci verificați canalul și dați un share, un like, un subscribe, pentru că chiar muncim la acest proiect și credem că va ieși ceva mult mai frumos decât este la început. Este primul review care l-am făcut pe acel canal. Sper că pe viitor să fie mult mai bine. Acestea fiind spuse, întrebarea din vlogul de ieri era dacă vă place să vă uitați la televizor. Și răspunsul vine de la Week B, care spune: eu nu mă uit la TV deoarece mi se pare o porcărie și este plin numai de la Capatos. În general, toate emisiunile sunt de cacao. Într-adevăr, televizorul în general nu te lasă să îți alegi conținutul și, după părerea mea, internetul îți oferă o plajă mult mai largă de unde poți să îți alegi singur conținutul pe care vrei să-l consumi. Întrebarea din vlogul de azi este: ați făcut off-road cu o mașină? Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și nu numai legate de această întrebare. Dacă ți-a plăcut acest clip, apasă butonul de like, dă un share să vadă și prietenii tăi, abonează-te dacă n-ai făcut-o deja. Eu am fost Radu și până mâine, ai grijă de tine. Pa! Mă ridică, mă coboară și mă întărește ce nu mă...